Găsi la știri sormâni care sunt cele mai importante evenimente din Bașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurimi. Pomi, soare, nori sau copii, toate au fost desenate cu cretă pe o stradă din Bașcan de ziua copilului. Cei mai talentați artiști au primit la sfârșitul concursului diplome și premii, s-au fost oferite dulciuni în semn de consolare tuturor participanților. Strada Ștefan cel Mare din Pașcan a fost mai colorată astăzi. Sute de copii din municipiu însoțiți de părinți, bunici sau învățători au participat la o nouă ediție a desenului pe asfalt organizată de Casa de Cultură. Preț de o oră, plichindeau încerca să facă cele mai frumoase peisaje cu cretă și să obțină un premiu. Și pentru partea de desene de asfalt, care are loc în acest moment, acest concurs, se va face o jurizare. Juriul este alcătuit din către profesor Ana Agape de la Liceul Teoretic Miroan Costin, împreună cu doamna învățătoare Carmen Pasat, de la același liceu. Și urmează, după ce vor termina jurizarea, să ne spună câți premianți vor fi. Bineînțeles, toți copiii care participă la concursul de desene pe asfalt au primit dulciuri. Este Ziua Internațională a Copilului. La mulți ani, copii, încă o dată! Pentru a impresiona jurul, o fetiță a încercat să-și facă portretul cu creta pe asfalt. Ioana speră ca ideea sa originală să-i aducă măcar o diplomă. Am desenat o fetiță. Cum o cheamă fetița? Pe fetiță o cheamă Ioana. Câți ani are Ioana asta ta? 8 ani. 8 ani? Da. Dar de unde ți-a venit ideea să desenezi o fetiță? Pentru că îmi place să colorez. Desenul îmi place foarte mult și eu sunt fetiță. Lucian s-a inspirat din tortul făcut de mama sa încercând să-l reproducă printr-un desen. A adăugat și o floricică, simbol al iubirii, după cum ne mărturisește băiatul. Un tort și o floare. Dar cum de te-ai gândit să desenezi? Că am făcut un tort când eram mai mic cu mama și floarea simbolizează iubire. Nu au lipsit nici colaborările pentru a face cel mai reușit desen. Două colege de clasă și-au unit forțele pentru a obține premiul cel mare, pe care, bineînțeles, îl vor împărți. Suntem prietene și la școală nu încercăm deloc și am decis să facem acest desen, noi două. Ce reprezintă desenul? Păi că noi suntem pe o câmpie și ne jucăm. Păi frumos? Desenați afară? Da. Sper să câștigi un premiu? Da. Cine o să ia premiu? Sau îl împărțiți? Cred că îl împărțim sau ne dă separat. Pentru unii copii, această zi de sărbătoare a reprezentat un prilej să se gândească și la cei care au mai puțin. Este și cazul Mariei, o tânără din Pașcani, care a ales să deseneze un copil fericit, iar lângă, altul trist, realizând o antiteză între cele două figuri. Să desenez o antiteză ca și cum un băiat fericit care se bucură de cadouri și un băiat trist, pentru că de 1 iunie nu toți copiii sunt fericiți. De exemplu, cei din Africa, nu știu. Reamintim că pentru această zi specială, Casa de Cultură a organizat mai multe evenimente, printre care și cel de desene pe asfalt. Zeci de copii au mers astăzi la sediul poliției din Pașcani, acolo unde au avut ocazia să vadă câinele polițist Max în acțiune, mașina de poliție, dar și biroul criminalistic mobil. La final, ei au primit dulciuri și sucuri. Micuți au fost impresionați de cele văzute și speră să revină la sediu în curând. Cert este un lucru, o parte dintre ei vor să devină polițiști. Ziua porților deschise la poliția din Pașcani, copiii de la grădinița cu program normal numărul 6 de pe splanadă au trecut pragul instituției în această dimineață pentru a vedea demonstrațiile câinelui polițist, cel care dă de urma hoților. Cu cățelul. Știi cum îl cheamă? Nu. Max. Îl cheamă Hans. Max. Max. Apoi, mașina de poliție a fost plină de copii. I-au atras sirenele. După ce au ieșit din mașină, o parte dintre ei erau convinși că vor să se facă polițiști. Nu avem voie să ne apropiem.
S-a părut acolo. Bine. Ți-a plăcut? Da. Vrei să devii polițistă? Da. Da? Da. Așa. Cum ți s-a părut astăzi la poliție? Cam binișor așa. Vrei să devii polițistă? Da. Ți-a plăcut la poliție? Da. Ce ți-a plăcut? Cum am urcat masină să m-am făcut poze. Eu vreau să mă fac polițist. Și biroul criminalistic a fost plin până la refuz de prichintei. Micuți au văzut rusa cu care merg oamenii legii în misiuni de însoțire și la intervenții. Au fost impresionați de sistemul de aprentare și de lupă. Astăzi, cu ocazia zilei de 1 iunie, am dorit să facem o surpriză copiilor și să organizăm această activitate. În cadrul acestei activități, copiii au putut vedea ce activitate desfășoară câinii noștri polițiști, apoi au putut vedea și intra în mașina poliției și, bineînțeles, se vadă și ce face această mașină. După care au mers la biroul criminalistică, unde colegii noștri le-au prezentat activitățile pe care le fac cu ocazia cercetării la fața locului, ce înseamnă amprentare. Și ulterior ne-am delectat cu o prăjiturică și un suculeț. La finalul acțiunii prichindei au primit dulciuri și sucuri. Evenimentul a fost organizat începând cu ora 10. Ziua de astăzi a fost marcată într-un mod inedit de către conducerea și profesorii de la o școală din Pașcani. Prichindei au fost întâmpinați cu baloane și dulciuri. Buna dispoziție a fost molipsitoare și pentru cei mai mari care erau mai somnoroși. Așa a început ziua sute de copii de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani. Ei au intrat pe la profesori și au avut ocazia să se joace cu baloanele puse la dispoziție pentru ei. Au primit și dulciuri de la elevii mai mari ai școlii. Este deja al cincilea an când se desfășoară această activitate de 1 iunie. Liceul nostru astăzi sărbătorește ziua de 1 iunie ca în mod tradițional. În urmă cu 5 ani am hotărât ca în fiecare zi de 1 iunie elevii să intre pe poarta principală a școlii în cadrul liceului nostru, după care primesc bomboane de la elevii mai mari. Astăzi am hotărât ca cei mici să se joace și cu baloanele din curtea școlii și sperăm că le-am făcut o mică bucurie pentru ziua de 1 iunie. La mulți ani, copii! Părinții sau bunicii care au însoțit prichindeii la școală au rămas impresionați de acest gest și speră ca asemenea moment să fie în fiecare an, mai ales că micuții s-au bucurat foarte tare. Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită în România și în alte aproximativ 50 de țări la data de 1 iunie. De asemenea, o zi dedicată copilului este celebrată la date diferite în peste 100 de state. Ziua Copilului a fost sărbătorită și de elevii de la Școala Specială din Pașcani. Aceștia au pregătit pentru părinți un spectacol artistic în care au încercat să-și pună cât mai bine valoare talentul și perseverența dobândite de-a lungul timpului. La sfârșitul reprezentației, cei mai buni au primit diplome. Specialii din Pașcani știu să se distreze. De ziua copilului, elevii de la școala specială au pregătit pentru părinți și profesori un program artistic cu dansuri, muzică și poezii. Evenimentul a avut loc la Clubul Copiilor din municipiu începând cu ora 10.
Copiii cei mai speciali din municipiul nostru au pregătit un program artistic, un program artistic complex, în care și-au dat talentul în vigoare, au pus suflet foarte mult și au evoluat pe scenă specialii și cei mai speciali dintre speciali. Copiii au încercat să bucure pe ceilalți, părinții, și au dovedit că, într-adevăr, talentul și dragostea înving toate barierele. Și pentru că asta este ziua tuturor copiilor, vreau să adresez tuturor copiilor din Pașcani un sincer și călduros la mulți ani. Echipați în costume populare și ținându-se de mână, copiii au urcat pe scenă pentru a le arăta celor prezenți cât de bine se descurcă la dansuri tradiționale. Cei mai creativi elevi și-au pregătit singuri ținutele pentru spectacolul de astăzi și au defilat pe scenă sub acordurile unei melodii atent alese în ton cu evenimentul. Ropote de aplauze au smuls și membrii formației Busuiocul. Prichindei îmbrăcați cu ii, căciulă de oaie și opinci în picioare au jucat o horă moldovenească cum numai în zona noastră se poartă. Spectacolul de astăzi a fost organizat de Școala Specială în parteneriat cu Liceul Teoretic Miron Costin, Liceul Tehnologic Mihai Busuioc și Școala Gimnazială Valea Seacă. Proiectul pentru convențiile de facturare individuală la apă a fost aprobat cu o serie de amendamente. Consens politic pentru rezolvarea unei probleme majore din Pașcani. Astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare, consilierii pășcăneni au aprobat metodologia privind împărțirea consumurilor de apă și, implicit, regulile care duc la încheierea de convenții privind facturarea individuală în scările de bloc. Proiectul a fost inițiat de primarul Dumitru Pantazi și supus dezbaterii publice până pe data de 27 mai, iar dimineața a intrat în dezbaterea comisiilor de specialitate. La Comisia Juridică votul a fost la egalitate, iar Comisia Economică nu s-a putut întruni din lipsă de cvorum. Acesta a fost și motivul pentru care proiectul nu a intrat pe ordinea de zi a ședinței ordinare. Imediat după, primarul a convocat o ședință extraordinară. Deja deschise lucrările ședinței de îndată, din data de astăzi, 30 mai 2016, arătând că aceasta este legal constituită. Din 19 consilieri sunt prezenți 16, deci se întrunesc condițiile legale pentru o ședință de îndată. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de repartizare și facturare individuală ape, bază de convenție a consumurilor de apă rece-caldă, preluare la canalizare ape uzate și pluviale înregistrate la branșamentele, raportul unui condomeniu. Dezbaterile au durat aproape 2 ore. Până la urmă, el a fost votat cu o serie de amendamente solicitate de consilieri. Unii dintre ei au cerut ca aceste convenții să fie încheiate pe perioadă nedeterminată, nu până la 31 decembrie, pentru scările de bloc unde nu sunt asociații, așa cum era precizat. Că trebuie discutat acest proiect. În primul rând, pentru că este incomplet. Incomplet pentru că noi nu avem o anexă cu un draft de contract să vedem drepturi și obligații ale utilizatorului, ale furnizorului, să vedem ce adăugăm și ce trebuie pus acolo. În al doilea rând, din primul aliniat se încalcă legea. Zice, convenția trebuie făcută conform contractului individual. Contractul individual se spune că este pe perioadă nedeterminată. Ori convenția este pe perioadă determinată. În acest sens, doresc să propun un amendament în care convenția să fie pe perioadă nedeterminată conform contractului cadru.
De asemenea, s-a stabilit expre ca operatorul Leșan să nu mai facă debranșări colective, deși APA Vital a anunțat deja că acolo unde vor fi încheiate convenții, răuplatnicii vor fi executați în instanță pe baza facturării și nu se vor mai face debranșări la intrarea în scară de bloc. Eu vreau ca de astăzi pășcănenii să nu mai aibă grija că trebuie să recuperez banii de la vecinul. Eu vreau ca de astăzi pășcănenii să știe, domnule, s-au repartizat acele consumuri pe bloc, am dus tabelele la APA Vital, o să ne facă facturi individuale, să meargă operatorul să recupereze debitele, că sunt oameni care n-au plătit de un an de zile. Meargă operatorul să recupereze acei bani. Unu, motivul pentru încheierea contractului individual a spus să-i fie posibilitatea de a-i întrerupe pe cei pe rău platnici. De a intră de acționar judecată pentru recuperarea debitelor. Că de întrerup cei care au comis în caz nu poate să întrerupă. Numai atât, el acționează pe el în judecată și el nu mai întrerupe APA de scară. Acolo am înțeles și opinii, deci că asta voiam să atrag atenția. Indiferent, chiar forma asta nu îți dă posibilitatea să-l întrerup pe ăla. Deci nu întrerupe, el acționează în judecată pentru recuperarea debitului. Deci, prin modificarea legii are caracter executor. Un alt amendament aprobat a fost ca titularii de contract, acolo unde convențiile individuale sunt anexă, să nu răspundă material pentru restanțele neîncasate, deși o astfel de obligație este implicită odată cu facturarea individuală. Următorul amendament, da? Titularul de contract să nu aibă răspundere materială. Asta e suplimentar. Suplimentar. Pe lista amendamentelor solicitate de consiliere a fost trecut și obligații ca soluția convențiilor individuale să fie implementate și cu acceptul înscris al proprietarilor de apartamente care sunt plecați în străinătate. Au mai fost și alte amendamente, dar nu au fost aprobate pe motiv că nu sunt legale sau oportune. Menționăm că dacă va trece de controlul de legalitate al prefecturii Iași, hotărârea ar urma să fie pusă în aplicare în câteva săptămâni de zile. Asta înseamnă că operatorul Leșan va trece la încheierea convențiilor individuale în scările de bloc, acolo unde nu au fost încheiate contracte individuale. Convențiile vor fi anexe la contractele de distribuție, încheiate ori cu asociațiile de proprietari, ori cu reprezentanții de scară. Pe baza lor urmează să fie făcută citirea și împărțirea consumurilor de apă, fie de reprezentanții de scară, fie de cei asociațiilor. Iar locatarii vor primi facturile de la aceștia sau prin poștă, dacă achită 1,50 lei în plus pe facturare. Așadar, plata se va face individual, iar cei care înregistrează datorii vor fi executați silit. În paralel, administrația locală trebuie să intervină pentru înființarea asociațiilor de proprietari. Atenție! Odată cu apariția ciupercilor pe câmp sau în pădure apar și primele cazuri de intoxicații. În cursul zilei de ieri, o familie a necesitat îngrijiri medicale după ce a consumat ciuperci necomestibile. O familie cu 4 membri din Hârlău a ajuns la spital după ce cu o seară înainte au mâncat ciuperci culese chiar de ei. Pentru că s-au simțit rău toată noaptea, părinții au cerut ajutor de a transportat la spitalul Sfântul Spiridon din Iași. În cursul gărfii au ajuns în unitatea primire urgență membrii unei familii cu simptome determinate de ingestia de ciuperci, posibil ciuperci toxice, care au produs modificări digestive și ale stării generale ale tuturor celor 4 membrii familiei. Copiii au fost trimiși la unitatea primire urgență a Spitalului de Copii Sfânta Maria, iar cei doi părinți au fost internați în Clinica de Medicină Internă Toxicologie pentru supraveghere. Răspund bine la tratament, sperăm într-o evoluție și un prognostic favorabil. Atât copiii, cât și părinții au rămas internați în spital pentru tratament. Medicii recomandă să consumați doar ciuperci avizate sanitar dacă nu sunteți siguri că o anumită specie este comestibilă. Sunt anumite caracteristici care deosebesc ciupercile otrăvitoare de cele bune. Ciupercile otrăvitoare pot fi recunoscute în general după denumire, culoarea deosebită sau forma lor neregulată, dar și după mirosul înțepător. În practică se folosesc anumite metode pentru a vedea dacă o ciupercă este otrăvitoare sau nu. De exemplu, se pot verifica cu o lingură de argint pusă la fiert împreună cu acestea sau se spune că dacă sunt ținute în oțet sau în apă își pierd toxicitatea. Însă, medicii recomandă să nu ținem cont de aceste învățături băbești și să consumăm doar produse avizate.
Amintim că este un fenomen ca oamenii să consume ciuperci culese chiar de ei, atât în perioada de vară cât și toamna, și nu puține sunt cazurile în care familii întregi au nevoie de asistență medicală după intoxicație cu ciuperci otrăvitoare. În cazul copiilor poate surveni chiar și decesul. Două accidente rutiere au avut loc în ultimele ore pe străzile din județ. Unul dintre ele este în Pașcani, pe strada Ceferiștilor. Victimele au ajuns la spital pentru investigații medicale de specialitate. Polițiștii continuă cercetările. Atenție mare pe unde traversați strada! Trebuie să vă asigurați chiar dacă treceți pe zebră. Polițiștii au fost solicitați să intervină la un accident rutier ce a avut loc pe strada Ceferiștilor din Pașcani după amiaza zilei de marți. Din primele cercetări s-a constatat că un bărbat de 32 de ani din comuna Tătăruș, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ceferiștilor din municipiul Pașcani, ar fi surprins și accidentat o femeie în vârstă de 44 ani din municipiul Pașcani, care s-ar fi aflat în traversarea regulamentară a străzii pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea ușoară a femeii, care a fost transportată la spital. Conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, iar în cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Tot ieri, polițiștii din Târgu Frumos au fost sesizați despre faptul că pe strada Cuza-Vodă, la trecerea pentru pietone, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești. Din primele cercetări au rezultat că un bărbat de 59 de ani din comuna Brătești, în timp ce conducea un autoturism, ar fi surprins și accidentat o femeie în vârstă de 75 de ani din comuna Ion Neculce, care s-ar fi aflat în traversare regulamentară a străzii pe trecerea pentru pietoni, marcată și semnalizată corespunzător. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea ușoară a femeii, care a fost transportată la spital. Conducătorul auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Frumoasă și talentată și cu o voce care ar face invidios și pe un artist renumit. Este vorba despre adolescentă din Pașcani care a reușit să uimească mai mulți specialiști din cadrul concursurilor și festivalurilor unde a participat. Cel mai recent eveniment cu participare internațională a avut loc în Republica Moldova, acolo unde a luat premiul întâi. Andreea Alicia Dediu are 12 ani și este din Pașcani. Cu o forță mare de muncă și cu un talent între ale muzicii, fata a reușit, ca în câțiva ani, să câștige zeci de trofee și medalii la concursuri și festivaluri. Pășcăneanca declară că participările la concursuri o motivează și mai tare să muncească și să fie cea mai bună, pe lângă emoțiile și puterea pe care le are atunci când urcă pe scenă. De fiecare dată mă încurajează să muncesc din ce în ce mai mult și mă fac să transmit mai mult ca să iau un premiu cât mai mare. Recent s-a întors în Republica Moldova, acolo unde a participat la festivalul concurs internațional Micul Prinț. Andreea Alicia a interpretat melodia Listen a lui Beyoncé. Din cei aproape 100 de participanți, adolescenta a obținut premiul întâi, reușind să emoționeze pe cei prezenți cu vocea ei. Pe parcursul celor două zile, Andreea Alicia a reușit să-și facă prieteni cu care speră să țină legătura. Mai mult a apărut și pe coperta revistei dedicată festivalului, iar în următoarea perioadă va fi invitată la o emisiune de promovare a talentelor din Republica Moldova. Destul de mulți, în jur de 100, au fost și ansambluri și din România, au fost și instrumentiști și recitatori de poezii și au fost cei mai mulți, majoritatea din Moldova. Revenit în țară și-a reluat cursul vieții, iar pe lângă școală are și ore de canto cu un profesor de operă de la Piatra Neamț, Ioana Destro, acolo unde este nevoită să ajungă în fiecare sfârșit de săptămână. Este destul de greu, mai ales că fac naveta pentru muzică până la Piatra Neamț și muncesc foarte mult pentru a obține aceste rezultate. Cel puțin o oră pe zi, plus cele două ore pe care le fac fiecare săptămână la pregătire. Asta pentru a-și îmbunătăți tehnicile vocale și a se pregăti pentru următoarele concursuri, mai ales că își dorește o carieră în domeniu. Mă văd cât mai departe, mergând din ce în ce mai multe concursuri cât mai importante.
Menționăm că Andreea Alicia Dediu este elevă în clasa a 6-a la Colegiul Național Mihail Sadoveanu din Pașcan și a fost unul dintre câștigătorii locului întâi la concursul Curcubeul Artelor. Spectacol de teatru cu intrare liberă astăzi la Clubul Copiilor din Pașcani. Câțiva adolescenți au vrut să le facă o surpriză celor mici și timp de câteva ore i-au învățat să exploreze lumea magică a poveștilor. Elevii unui liceu din Pașcani au vrut să le facă un cadou tuturor copiilor de ziua lor și a invitat la teatru. Trupa Milo a Colegiului Sadoveanu a pus în scenă astăzi, începând cu ora 12:30 la Clubul Copiilor, două piese, atât pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Doritorii nu au fost puțini, sala devenind neîncăpătoare pentru sutele de participanți. Într-o zi, stăteam rezumat la fereastră cu ei mei. Ce carte citeam? Tot se mărmășește mintea. Citeam. Fereastra dădea spre ochi viață. Auzim sunet tamburină și de muzică. Pe lângă piesele de teatru a fost odată Timpul Poveștilor și Trei povești de iubire, spectatorii au putut urmări și un moment artistic de interpretare vocală. O elevă de la Colegiul Mihail Sadoveanu a cântat o melodie în limba franceză încercând să rămână în lumea creată de actori. Adolescenții care au urcat pe scenă astăzi spun că teatrul reprezintă o ocazie de a se descoperi. Am devenit mult mai sociabilă, am fost foarte timidă în generală și în primară și la liceu am învățat să vorbesc mai mult, să comunic cu orice om, cu fiecare. Un sfat pentru cei care ar vrea să se înscrie, dar nu are curaj din cauza că nu au, încă sunt timizi. Să se gândească că asta le-ar putea deschide câteva uși în viață, pentru că ar putea ca asta să le fie cariera, să poată să fie actor și să nu fie deloc timizi, pentru că poți să plângi, să țipi înăuntrul tău, chiar și în exterior, dar cu timpul totul trece și devii așa cum poate ți-ai dorit. De aceeași părere este și o altă elevă, Romina Luca. De când a descoperit lumea magică a pieselor de teatru, actoria a devenit marea sa pasiune. A fost o experiență frumoasă, am cunoscut persoane noi, am legat noi prietenii, am avut emoții și toate aceste trăiri am avut împreună. Menționând că de la ora 10 copii au participat la o altă piesă de teatru organizată de această dată la Casa de Cultură din municipiu. Un elev din Pașcan s-a situat pe locul al doilea pe județ în urma examenului de bacalaureat în sesiunea specială dedicată olimpicilor. Bogdan Enache a obținut în urma celor trei probe ale examenului maturității 9,25. Nota cea mai mare a fost, bineînțeles, la chimie, unde a luat nota 10. Peste tot în România se sărbătorește Ziua Copilului prin activități distractive, teatru, muzică, dans și chiar cadouri. La câțiva dintre ei s-au gândit și voluntarii din Pașcan de la Crucea Roșie. Câțiva oameni de afaceri din Pașcan au făcut donațiile în bani pentru a putea fi cumpărate dulciuri, fructe și sucuri. Bucuria copiilor de la centrul de plasament a fost mare. Zeci de pachete au fost dăruite de către voluntarii de la Crucea Roșie Pașcani copiilor care se află în centrul de plasament Mihail Sadoveanu din zona Valea Orașului. Acțiunea a avut loc azi dimineață, atunci când au participat aproape 20 de persoane pentru a dărui cadourile celor 85 de sărbătoriți. Ideea a fost a voluntarilor, dar și a coordonatorului centrului din Pașcani, medicul Viorel Păslaru, cel care îi are în evidență de ani de zile și la medicina de familie. Evenimentul a putut avea loc și datorită unor oameni din oraș care au donat bani pentru a putea fi cumpărate produsele. În primul rând încep prin a mulțumi celor trei sponsori care ne-au ajutat, deși am fost la firme foarte mari și au zis că nu sponsorizează decât în preparate și nici de cum în bani. Și atunci am găsit înțelegere la Rofarma, la doamna Crăciun, Florentina, la Multiplu Tur, domnul Acatin, că-i cu toată familia lui de acolo, și la, nu în ultimul rând, la Romcar, la domnul Pleșca Mitică.
Menționăm că de astăzi Crucea Roșie și-a deschis porțile și la Pașcani a fost inaugurat un centru unde doritorii pot veni să se înscrie pentru a fi voluntari. De-a lungul anilor, în Pașcani au avut loc mai multe evenimente caritabile și de importanță pentru comunitate. Pentru absolventul Colegiului Național Mihail Sadoveanu, cel mai temut examen din perioada adolescenței s-a dovedit un moment de relaxare, după cum spune chiar el. A fost o experiență relaxantă, nu am simțit un oarecare stres că am examen sau orice altă experiență pe majoritatea o simt când știu că urmează să dea un examen. Nu, pentru mine a fost o experiență plăcută, ca o vacanță. Subiectele la cele trei probe susținute de tânărul din Pașcani au fost, după părerea lui, ușoare. Probleme ar fi fost la cei care au ales să dea examenul la istorie, de aici și numărul mare de absolvenți care au picat bacalaureatul. Subiectele, în mare parte, abordabile din punctul meu de vedere. Din ce am auzit, dificultățile au fost la istorie, că a picat unul din cele mai grele capitole din toate cele 9 și din acest motiv au picat destul de mulți care nu s-au pregătit pe capitolul respectiv, mergând pe ideea că nu se va da, fiind un bacalaureat special în care subiectele de obicei sunt mai puțin dificile, cum e bacalaureatul normal. La română a fost chiar un subiect abordabil și nu am văzut să aibă majoritatea probleme. S-a dat basmul și să vorbim despre rolul sportului în echipă în dezvoltarea personalității unei tânăr și la matematică, cam ce era de așteptat la matematică. Nu se dă niciodată mai greu sau mai ușor. Aparate matematice fost desfolosite la ore. Pe viitor, Bogdan este nerăbdător să înceapă facultatea de chimie și să se axeze în special pe cercetări, dorind în acest fel să pună în practică toate cunoștințele acumulate până acum în acest domeniu. Ce așteptări? Pur și simplu aștept să încep facultatea, să mă duc pe domeniul care mă interesează, chimia, să prind niște oportunități de cercetare, să contribui ceva pe partea asta, să nu rămân așa inutil pentru societatea de chimie și pentru lume în general. Fiind mai norocos față de colegii săi care vor susține aceste probe începând cu 13 iunie, adolescentul are și sfaturi pentru aceștia. Să se relaxeze, deci în mare parte să gândească exact ce nu știu, să analizeze respectivele lucruri, să facă un plan de bătaie, chiar să încep să nu streseze. Dacă se stresează, mai rău își fac. Bacalaureatul în sine nu e foarte dificil, dacă știi pe ce să te axezi și nu stai degeaba. Dacă se stă degeaba, deja bacalaureatul devine o problemă și intervin și persoanele care pică. Dar majoritatea nu cred că vor avea o problemă să se concentreze puțin pe ce nu știu, ca apoi să iau rezultate. Reamintim că luna aprilie Bogdan Enache a participat la etapa națională a Olimpiadei de Chimie, iar în urma rezultatelor obținute a fost ales să facă parte din lotul care va participa la faza internațională. Deoarece perioada de pregătire s-a suprapus cu bacalaureatul, tânărul a fost nevoit să susțină examenul în luna mai. Astăzi, de 1 iunie, de ziua copiilor, a fost inaugurat sediul de voluntariat Crucea Roșie la Pașcani. Deja s-au înscris voluntari, elevi de la școlile din Pașcani și s-au gândit la acțiuni de binefacere și de strângere de fonduri. La eveniment a participat și directorul Crucea Roșie Iași, alături de reprezentanții administrației locale. De astăzi, Crucea Roșie are sediu și la Pașcani. Este vorba despre o cameră în sediul fostei primării din centrul orașului. Ca la un moment festiv, s-a tăiat panglica, s-au servit prăjituri, urmând să fie pusă și pancarda pe zidurile instituției. De asemenea, s-au făcut și planuri de acțiune. Programul este zilnic și doritorii se pot înscrie pentru a fi voluntari. Aici o să se întâmple, o să fie zilnic cineva de servici și o să stabilim un anumit orar ca tinerii care doresc să devină voluntari, să nu mai facă drumul până la Iași, să completeze contractul de voluntariat aici și să primească libera profesii de voluntar direct din Pașcani, nu neapărat la Iași. Sunt voluntari care doresc foarte mult să acționeze la Pașcani sau să desfășoare activități pe teritoriul Pașcanului, pentru că e posibil, ne-am demonstrat-o și astăzi și cu alte ocazii. Este vorba despre organizarea unui cross în următoarea perioadă, iar fiecare participant trebuie să achite la înscriere suma modică de 2 lei. Cu banii strânși vor fi cumpărate produse de bază și dăruite unei familii nevoiașe care are nevoie cu adevărat de ajutor. Vrem să strângem niște fonduri. Suma este modică, 2 lei de participant, și cu acești bani pe care să-i strângem să ne deplasăm undeva la o cea mai nevoiașă familie, fie din Pașcani, fie din zonă, și să donăm acești bani să se folosească așa cum vor. Ea este unul dintre voluntarii înscriși astăzi.
Demetra dorește să ajute cât mai multă lume și să vină în întâmpinarea problemelor lor. Pe viitor îmi propun să fac parte și să particip la cât mai multe activități care i-ar putea ajuta în primul rând pe cei de aici și pe cei din jurul meu, pentru că dacă avem ocazia să oferim un ajutor, să oferim o mână de ajutor sau un sprijin, eu zic că de ce nu? Adică sunt sigură că împreună cu această familie frumoasă pe care mi-am creat-o astăzi, putem ajuta multe cazuri sociale. Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană fără nicio discriminare bazată pe naționalitate, rasă, sex, religie, vârstă, apartenență socială sau politică. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem mâine la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bitv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri. Materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume, suntem și pe Facebook. Sunt Ana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. La mulți ani, copii, o seară cât mai frumoasă!